Bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul Robert Băicoianu, manager de culturi horticole la BASF Agricultural Solution România, cu care discutăm astăzi despre un subiect foarte interesant. Vorbim despre vinuri și despre ce se întâmplă cu vinificația și cu viticultura în România anul acesta și încercăm să vedem o prognoză pentru perioada care urmează. Bine ați venit la Hot News, domnule Băicoianu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Cum arată sectorul viticol și sectorul vinificației la începutul lui 2023? Și acest sector a fost impactat, din nefericire, de acea perioadă de COVID. Ca atare, viticultorii și cei care lucrează în domeniul vinificației au trecut prin perioade destul de dificile, pentru că, așa cum știm, vinul, de fapt, însoțește cele mai frumoase momente din viața noastră, iar în acea perioadă, tocmai aceste evenimente au fost oprite cu un impact destul de drastic asupra producătorilor și, în special, asupra producătorilor mici, cei care nu au avut acces în supermarketuri și acolo unde puteau să-și vândă vinurile. Însă anul 2022 a dat puțin oxigen, o rază de speranță, pentru că au putut să ajungă în restaurante, au putut să ajungă acolo unde evenimentele asigură un consum constant de vinuri. Iar anul 2022, din punct de vedere al condițiilor climatice, a asigurat pentru viticultori struguri de calitate, iar mai departe cei care lucrează în vinificație au avut o materie primă foarte bună pentru vinuri de foarte bună calitate. Avem în față o iarnă atipică, o iarnă foarte ciudată din punct de vedere al climei. Ne așteptăm la un an secetos. Ce știți din prognoze? Da, din păcate, o vedere de ansamblu a ceea ce înseamnă situația apei din sol la nivelul României arată, cel puțin în partea de est a României, un deficit destul de mare. Din fericire, vița de vie este o plantă cu un sistem radicular foarte profund, ajunge la adâncimi destul de mari, acolo unde încă mai găsește rezerve de apă. 2022 nu a fost un an care să impacteze din punct de vedere climatic și al nivelului precipitațiilor viața plantațiilor de viță de vie, însă ne așteptăm ca de acum înainte, dacă va continua această secetă pedologică, să avem probleme și în plantațiile viticole. Însă viticultorii au început deja lucrările de tăieri în plantațiile de viță de vie pentru rodul anului acesta și cu siguranță majoritatea dintre ei au ținut cont de această situație în așa fel încât calculul încărcăturii de rod să corespundă atât direcției de desfacere a vinului pe care îl vor obține, cât și o protecție a plantelor de viță de vie în așa fel încât să nu epuizeze plantațiile prin activități tehnologice improprii. Mi-a spus că lucrați în domeniul de 30 de ani, cred. Cum arată istoria ultimilor 30 de ani în viticultură și vinificație? Ce s-a întâmplat? A evoluat? Suntem la același nivel ca acum 10-15 ani? Cum arată sectorul? Înainte de 1989, România raporta circa 320.000 de hectare cu viță de vie. Lucrurile s-au schimbat de atunci. În acest moment, Eurostat raportează o suprafață de 180.000 de hectare cu viță de vie cultivată în România. Însă, în ultimii 15 ani, cred că 20-25% doar din această suprafață a suferit transformări pozitive, în ideea în care au fost aduse soiuri noi, conveiere care să asigure o adaptare a strugurilor cu vinurile pe care consumatorul le solicită pe piață în acest moment. Unde s-a investit cel mai mult, din ce știți dumneavoastră, în ultimii ani? S-a investit în zona de culturi, s-a investit în zona de echipamente de vinificație, de tehnologie? Care a fost vedeta investițiilor din acest punct de vedere? Începând cu anul 2007, a existat un program de reconversie. Deci, 15 ani în urmă, a fost momentul în care foarte mulți producători cu suprafețe mari, în general, care au avut și specialiști și putere financiară,
au început acest proces de reconversie, care a constat practic în înlocuirea plantațiilor și a soiurilor vechi cu viță de vie, cu soiuri care să producă vinuri de calitate și în conformitate cu noile schimbări ale comportamentului de consum. Aici, cred că undeva la 40.000 de hectare în acest moment au primit fonduri europene. Este vorba de sume cuprinse între 15-20.000 de euro. Pasul 2 a fost cel în domeniul cramelor. Aici s-au investit foarte mulți bani în ultima perioadă, în ultimii ani. A venit ca o cerință firească, pentru că era normal, dacă ai struguri de calitate, să poți obține și vinuri de calitate și atunci inclusiv o serie întreagă de proiecte europene cu finanțări cuprinse între 70-80% au contribuit la creșterea calității tehnologiei implementate în România. Dacă ar fi să discutăm despre proporția dintre mici producători și producători mijlocii și producători mari, în favoarea cui stau cifrele? Din punct de vedere al investițiilor, în favoarea celor care au suprafețe cuprinse între sau peste 50 de hectare de viță de vie, pentru că este nevoie să vii în spate cu o producție atât de struguri cât și de vin care să susțină la un moment dat întreg acest ciclu de producție a strugurilor pe de o parte și a vinului pe de altă parte. Vorbeam de 2023, sigur, inclusiv acest sector este impactat de creșterile de prețuri. Pentru a obține vinuri de calitate, este nevoie de consum de curent pentru o fermentare controlată, pentru a prezerva aromele strugurilor în vinurile respective. Au crescut prețurile la sticlă, la etichete, capișoane, dopuri și așa mai departe. Toată lumea este într-o continuă transformare și din acest punct de vedere și un impact major în ceea ce privește prețurile de desfacere pentru perioada imediat următoare. Spuneați că au început cu 2007, anul integrării în Uniunea Europeană, să spunem asta că e important, au început să vină și investițiile, lumea interesată de sector a băgat bani, au venit și contribuțiile din bugetul Uniunii Europene. Întrebarea e dacă la capătul celălalt al cererii, această ofertă îmbunătățită cu investiții a găsit corespondent. Da, în ultimii ani, sigur, și datorită producătorilor care au inițiat tot felul de acțiuni din acestea de marketing, emisiuni, materiale informative, acțiuni în restaurante, în supermarketuri și așa mai departe, nivelul de cunoaștere a consumatorilor vis-a-vis de tipul vinului, calitatea acestuia, modul de asociere cu mâncarea, a momentului în care vinul se servește, a dus la o creștere directă asupra nivelului calității vinului și există deja în acest moment un trend crescător din partea producătorilor pentru a ajunge cât mai aproape de cerințele consumatorilor. E vinul românesc mai bine cerut, mai mult, mai căutat pe piața internă sau începe să fie căutat și pe piața externă? Rezistă competiției cu lumea veche și cu lumea nouă? Da. Din fericire, producătorii utilizează în mare parte tehnologie din import, pornind de la liniile tehnologice de vinificație, pornind de la materialele enologice care se produc. Deci, practic, este o globalizare, o generalizare a ceea ce privește tehnologia de cultivare a viței de vie, de obținerea strugurilor și, în final, de obținere a vinurilor. Și atunci, românii, consumatorii, nu au de ce să nu consume cu încredere vinul românesc. Și lucrul acesta se regăsește și în consumul din piață. Într-adevăr, vinul românesc, cred că este în proporție de 85-90% consum față de vinul străin. Haideți să vorbim un pic despre zonele viticole populare din România, poate le trecem puțin în revistă și să-mi spuneți care dintre aceste zone, nu știu să zic, avantajează mai bine, dacă pot spune așa, producătorii mici și mijlocii? Din nefericire, România are o medie extrem de mică în ceea ce privește
suprafața unei exploatații viticole. Ea este undeva la 0,2 hectare, prin comparație cu Franța, unde media suprafețelor unei ferme viticole este de 10,5 hectare. Acest lucru face destul de greu ca tehnologia să ajungă și acolo unde unii dintre producători încearcă să reziste, unde fac o viticultură de subzistență. Și atunci, din acest punct de vedere, noi încercăm să dezvoltăm o rețea din acestea de evenimente, o rețea de întâlniri cu viticultorii în toate regiunile țării, în ideea de a transmite informații cât mai complexe vis-a-vis de tehnologia de producere a viței de vie, dar chiar și a vinului. În România sunt 8 mari regiuni viticole, fiecare cu podgoriile respective, centre viticole și așa mai departe. Viticultura și vinificația, ca și domeniul de activitate, sunt gestionate de către o lege a viei și vinului. Nimic nu se poate face întâmplător, ci totul trebuie să corespundă cerințelor acestei legi. Întorcându-ne la suprafețe și la modul în care viticultorii reușesc să se adapteze trendului și cerinței, sigur că pe măsură ce suprafețele sunt mai mari, cu atât mai mult reușesc și ei să achiziționeze o tehnologie de calitate. Sunt zone cum este Dealul Mare, ca și Podgorie, întinsă pe 62 de kilometri ca lungime aceste podgorii. Aici suprafețele sunt mai compacte, există și o tradiție destul de importantă, o istorie, apropierea de centre industriale puternice, inclusiv de București, ajută foarte mult la dezvoltarea acestei zone, atât din punct de vedere al investițiilor, dar și din punct de vedere al consumului de vinuri. Este mai ușor să ajungi de la 100 de kilometri în București, să deservești restaurantele din zona aceasta, dar sunt și alte zone din țară unde investițiile sunt destul de pregnante și unde oameni care în general produc bani în alte zone au venit și în această zona viticulturii și vinificației cu investițiile lor. Vorbeați de o rețea de evenimente. Să vorbim puțin despre concursul al cărui naș sunteți, Povești cu vinul românești, care se adresează micilor producători. Cum a apărut ideea asta și cum îi ajută? Că, de fapt, asta e întrebarea cea mai importantă. Cum îi ajută pe acești mici producători, având în vedere toate dificultățile astea de care pomenați în discuție? Da, este un concept pe care personal, împreună cu echipa din cadrul companiei, l-am dezvoltat, pentru că noi suntem implicați în special în zona aceasta de viticultură. Deși horticultura și domeniul nostru cuprinde și pomicultură și legumicultură, cultura cartofului, totuși portofoliul pe care compania îl are este foarte bine definit pe acest segment, iar experiența mea personală de peste 30 de ani a fost în special în zona aceasta a viei și viticulturii. Pot spune că acest concurs Povești cu vinuri românești a fost exact ceea ce a trebuit micilor viticultori pentru a se face cunoscuți pe piețele interne, locale în special, și apoi chiar și la nivel național. Este un concept, anul acesta va fi a 8-a ediție a concursului nostru. De-a lungul celor 7 ediții, peste 2500 de vinuri au fost jurizate de cei aproximativ 210 membri ai comisiilor de jurizare, în general membri ai Asociației Degustătorilor Autorizați de Vinuri din România. În general, media cramelor care și-au trimis vinurile acestea la concurs au fost de circa 110 crame pe fiecare ediție. Este o medie, trendul este crescător. În anul 2022 am avut 135 de crame participante cu circa 350-400 de vinuri care au participat la această ediție a concursului nostru. Așa, statistic, peste 6.000 de litri de vin au fost degustate în cele 7 ediții ale concursului, iar compania noastră a premiat cu peste 100.000 de euro cramele câștigătoare.
Ce câștigă un participant la concursul Povești cu Vinul Românești din simpla participare, pe de o parte, și pe de altă parte, ce beneficii au premianții? Spuneam puțin mai devreme, membrii juriului sau juriilor, atât regionale cât și de la etapa finală a concursului Povești cu Vinul Românești, sunt oameni cu o vastă experiență. Unii dintre ei au produs în activitatea lor profesională milioane de litri de vin în marile crame din România. Principalul beneficiu a celor care participă la acest concurs este legat de faptul că în acel moment pot primi informații referitoare la calitatea vinului lor. Dacă are un defect, dacă mai are ceva în ceea ce privește desăvârșirea lui ca vin. Informații de genul acesta sunt adresate de către membrii jurului și atunci cu siguranță este un mare câștig pentru el. Apoi mai departe sunt cei care se califică în finala concursului. Practic acest concurs validează primii 3 câștigători în secțiunea vinurilor albe, roșii și roze, câte 3 câștigători din fiecare, deci înseamnă 36 de participanți la faza finală. Acești 36 de câștigători se regăsesc practic în cele 2000 de cataloage pe care noi le-am editat de-a lungul fiecărei ediții, cu informații referitoare la structura lor, date de contact, unde se află, gamele de vinuri principale, care sunt vinurile cu care s-au calificat în finala concursului, iar aceste 2000 de cataloage pleacă mai departe în domeniul Horeca. Hoteluri, restaurante, catering, în așa fel încât să încercăm să-i promovăm, să-i facem cunoscut. Mai departe, câștigătorii, cei 3 câștigători, câte unul pentru fiecare categorie de vin, primesc premiu în valoare de 15.000 de euro. La început au fost pachete de promovare online, acum aceste premii sunt utilaje pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor sau produse BASF. Însă, important este pentru acești mici producători faptul că noi le oferim o fereastră către piață și îi susținem în permanență, pentru că nu venim doar în acel moment al concursului, ci suntem alături de ei, consiliindu-i și pe partea de protecție a plantelor și de producere a strugurilor, așa mai, pentru că echipa noastră este formată din ingineri horticultori, specialiști care pot face și acest lucru. Apropo de cele 2000 de cataloage, v-a sunat vreun producător să vă spună: am intrat în restaurantul cu tare sau în magazinul cu tare grație prezenței în catalog? Da, s-a întâmplat și nu de puține ori să primesc telefoane din partea colaboratorilor noștri și să mi se spună: uite, ai fost într-o pensiune, te-ai cazat acolo, ai lăsat un catalog și am fost sunat de către proprietarul pensiunii respective cu solicitarea unei anumite cantități de vin și, sigur, este o mare bucurie când poți primi asemenea telefoane de mulțumire. 3 categorii, roșu, alb, roze. Ce preferă românii? În continuare, topul este vinurile albe, vinurile roze și roșii, însă consumul pentru vinul roze a crescut în ultima perioadă destul de mult, în special la categoria consumatorilor tineri, în special în perioadele calde din an, dar credem noi că este și o conversie puțin de la vinurile roșii, pentru că printr-o anumită tehnologie, parte din vinurile, practic din strugurile roșii, strugurile negri se pot transforma în vinuri roze și, având această cerere, o parte din aceste vinuri, practic de la început, sunt luate în calcul să fie într-o zonă de vinuri roze. Spuneați că mai nou, prin premiile pe care le acordați, dați producătorilor, micilor producători, acces la tehnologii de protecție a plantelor. Nu se poate fără? Din păcate, nu. Din păcate, aceste schimbări climatice au dus și la modificări în ceea ce privește tehnologia în general.
din punct de vedere al soilor, din punct de vedere al densității de plantare, din punct de vedere al încărcăturii de rod, din punct de vedere al lucrărilor în verde și nu în ultimul rând al planurilor de combatere. Sunt precipitații care cad neuniform, sunt în cursul unei perioade de vegetație, sunt temperaturi anormale, așa cum sunt și în această perioadă. Din păcate, microorganismele acestea fungice, insectele, și-au schimbat modul de acțiune, și-au schimbat numărul de generații. Datorită încălzirii globale, recoltatul strugurilor nu se mai realizează undeva octombrie-noiembrie, ci maxim final de august, jumătatea lui septembrie în general. Ceea ce înseamnă că din august, final de august, să spunem, sau 15 septembrie până în noiembrie, când cad frunzele și apar primele brume, să spunem, sunt două luni de zile în care fermierii nu mai aplică tratamente de combatere a bolilor și dăunătorilor. Și în toată această perioadă au loc succesiuni de infecții și, în final, primăvara, când plantele pornesc în vegetație, este o adevărată perioadă în care din nou trebuie să avem grijă ce tratamente aplicăm, care este timpul de pauză între ele, modul lor de acțiune și așa mai departe. Pe ce se va concentra compania BASF în perioada următoare, în ce privește relația cu producătorii mici și mijlocii? În primul rând, dorim să aducem în continuare produse de protecția plantelor pe piața din România care să rezolve problemele cu care viticultorii se confrunte. Din acest punct de vedere, compania noastră anual investește cam 10% din cifra de afaceri în zona aceasta de cercetare, de dezvoltare. Nu e simplu, e destul de dificil să scoți o moleculă nouă, dar suntem în zona aceea în care dorim acest lucru și suntem în legătură permanentă cu fermierii. Mi-a spus că sunteți degustător profesionist. Întrebarea simplă e: ce vin preferați? Ce ați recomanda unui prieten? Tocmai de aceea, pentru că sunt degustător autorizat în cadrul Asociației Degustătorilor Autorizați din România, îmi este greu să spun care este vinul preferat. Am răspuns și pentru această întrebare, dar în general experimentez, încerc să caut vinuri noi, încerc să compar, încerc să văd același vin din ani diferiți de producție și așa mai departe. Însă, ca și răspuns, iubesc vinul românesc și pe cei care trudesc la facerea lui. Un soi preferat aveți? Fetească neagră. Vă mulțumesc foarte mult și să sperăm că ne vom mai reîntâlni să discutăm despre vinuri, pentru că vinurile au întotdeauna tot felul de povești de spus. Întotdeauna, cu mare plăcere, mulțumesc!